Bună ziua, doamnelor și domnilor, bine ne-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Interviu cu Flora Ordean. Așa cum ați văzut și din transmisiunea în direct a ședinței de constituire a Consiliului Județean Neamț, pe care postul nostru de televiziune a transmis-o în direct, dar cum ați văzut și la știrile noastre care au dezbătut pe larg zilele acestea ceea ce s-a întâmplat în Consiliul Județean, iată că această ședință de constituire n-a avut loc chiar într-o atmosferă de liniște. Spiritele deja inflamate din timpul campaniei electorale între Partidul Național Liberal, principalul contracandidat al PSD-ului, cu un număr de voturi apropiate, 14 mandate, s-au încins în ședința care a avut loc luni 4 iulie pentru a discuta ceea ce s-a întâmplat în ziua respectivă acolo și de ce liberalii au decis din nou să părăsească sala. I-am invitat în platou pe doi dintre reprezentanții Partidului Național Liberal din Roman. Este vorba de domnul avocat Grațian Iacob. Bună ziua! Bună ziua, bine ați revenit! Vă mulțumesc! Care mai fost la noi, da. Și domnul inginer Lucian Pelepco, de asemenea consilier județean, ambii validați în mandatul respectiv. Vreau să precizez faptul că am avut intenția să invit și reprezentanța ai PSD-ului pentru a avea o poziție echilibrată între cele două și a fi cu adevărat o dezbatere, să vedem ce s-a întâmplat cu adevărat acolo, dar n-am reușit să iau legătura cu niciunul din puținii noștri romașcani, reprezentanța ai PSD-ului, ținând cont că domnul Manoliu avea telefonul închis, domnul Manoliu, care este și președintele organizației de la Romana PSD-ului, domnul Gheorghe Oprea a renunțat la mandat, va fi înlocuit cu un supleant și doamna Oana Gianina Bulai de asemenea nu a răspuns la telefon. Așa încât mi-au răspuns cu amabilitate cei doi reprezentanți ai PNL-ului aflat aici în platou, cu care să sperăm că reușim să o luăm de la capăt. Bună ziua încă o dată și vă mulțumesc de invitație. Ce să vă spun? Eu sunt nou. Este primul meu mandat în Consiliul Județean și pe această cale vreau să-i mulțumesc domnului președinte Mungur Cosmanciuc pentru încrederea care a avut-o în mine. Să știți că avem o echipă frumoasă, o echipă puternică, o, avem în față aici, o echipă de oameni tineri care reprezentăm un viitor în acest județ și dacă am fi ajuns și am fi reușit să facem o majoritate, spunem noi, onorabilă de dreapta și am fi condus județul, altfel ar fi stat județul în următorii 4 ani. Așa? Și altfel ar fi stat lucrurile categoric aceasta. Eu vă înțeleg iritarea dumneavoastră pentru că dumneavoastră cu 14 mandate nu ați putut beneficia de un de negocieri pentru un loc de vicepreședinte, măcar unul, cum era și normal, la 14 mandate, în timp ce cele două formațiuni politice, doar cu câte doi consilieri, vorbim aici de ALDE și de PMP, iată că au ținut câte un post, ceea ce se pare a fi inechitabil și probabil că asta, domnule Pelepco, va și stârnit această stare de iritare pe care o aveți de o lună de zile. Da. Dacă cu permisiunea noastră am să-mi cer și eu până vă mulțumim pentru invitația de a participa în cadrul emisiunii noastre. Este pentru prima dată când mă aflu în platou emisiunii noastre. Totodată aș vrea să transmit și prin intermediul televiziunii noastre un mesaj către toți cetățenii din județul Neamț cu drept de vot, care în data de 5 iunie au votat cu Partidul Național Liberal. Acum să intrăm în esența întrebării dumneavoastră. Nemțenii, în urma scrutinului din 5 iunie, ne-au trimis în Consiliul Județean cu 14 mandate. Tot de partea dreaptă a eșichelui politic,
nemțenii și au exprimat intenția de vot, dând două voturi pentru PMP, două voturi pentru care armii. Este categoric, s-a declarat de dreapta și ar fi fost normal, probabil, să... La neamțe de stâng. Sau... În campania electorală sunt convins că cei care au votat cu PMP și ALDE au votat clar împotriva PSD-ului. De aici cu ALDE mai puțin, pentru că se cunoștea alianța pe care ei o au la nivel central cu PSD-ul. Da, dar ținând... Și se află la, la guvernare. Ținând cont de specificul alegerilor, candidații pe listele acestui partid ALDE au candidat niște persoane ca, împotriva primarilor sau candidaților PSD. Deci acei cetățeni care au votat cu ALDE au votat practic împotriva PSD-ului. Acesta este și motivul pentru care am uzat de permisiunea legii, să spunem așa, de a nu ne prezenta la primele două ședințe de constituire a Consiliului Județean în speranța de a mai să-i convingem pe cei de la PMP și ALDE ca împreună cu noi să... Vorbind, ați tras de timp ca să puteți face negocierile. De ce credeți că au ieșuat aceste negocieri în județul Neamț? Pentru că domnul Dulam a fost membru al PDL, un om destul de echilibrat de altfel, totdeauna și-a manifestat vederile de dreapta. De ce credeți că acum, domnul... Pentru că interesul personal, doamnă, este mai presus decât interesul nemțenilor și acestui județ. S-au gândit întâi la binele lor, și aici mă refer la cele patru persoane, două PMP, două ALDE, care au pus pe primul plan interesul lor personal de a fi la putere decât de a respecta o doctrină politică, doctrina de dreapta care ar trebui să aibă ambele partide și de a încerca să construim ceva, un viitor în acest județ. Că dacă stăm și ne gândim, în ultimii ani, județul a fost condus de stânga. Ce s-a făcut în acest județ? Mai avem un pic și ne ajungem Vaslui din urmă, cu tot respectul și pentru cei din Vaslui. Nu cred că e o chestie normală. De aceea ce am făcut noi, n-aș putea să numi o iritare, cum a spus dumneavoastră. A fost un protest normal. Am spus delicat iritare, ca să nu-i spun boicot. A fost un protest normal de a încerca să-i aduce pe calea cea bună. De a încerca să trageți de timp, să faceți negocieri. Știți, uneori timpul este un... Da, da, e părerea mea. Deci părerea mea este că nici Bucureștiul n-a fost tranșant. Bucureștiul le-a dat mână liberă ca în teritoriu formațiunile politice să negocieze cum vor. Sau cum pot, mai corect spus. Da, dar noi am mizat pe încrederea, pe buna intenție a celor de la PMP și ALDE și pe faptul că vor respecta până la urmă votul nemțenilor, care, așa cum vă spuneam la început, în proporție de 44% în județul Neamț au votat cu dreapta, PSD-ul obținând doar 40% din voturile nemțenilor. Din păcate, așa ca și dumneavoastră, am rămas neplăcut surprins să vedem că ambele partide, atât PMP cât și ALDE, au ales să facă această majoritate alături de PSD. Eu nu mă așteptam la PMP. Probabil că asta a fost linia de la București, pentru că așa cum știm, nimeni în teritoriu. Deci probabil că Traian Băsescu i-a spus, domnule, mai ales ținând cont de poziția pe care PMP o are aici în județ, foarte apropiat, zic eu, chiar de primarul nostru, de la Roman. Deci se știe că între Traian Băsescu și domnul Leoreanu au fost totdeauna relații bune și de respect reciproc. Iar la conferința de presă pe care a avut-o în două rânduri PMP-ul la Neamț, eu chiar l-am întrebat pe Traian Băsescu despre ce gândește despre apropierea. Nu apropierea, despre candidatura lui Dan Laurențiu Leoreanu. Era în campania electorală când a venit și l-a apreciat ca pe unul dintre cei mai buni primari din țară. Atenție! Că ați făcut vorbire de domnul primar, eu aș putea să spun că nu că este cel mai bun. Este un maestru al administrației publice. Și nu spun că facem parte și este președintele organizației PNL Roman. Haideți să ne uităm în oraș. Diplomat, haideți să ne uităm în oraș. Cum arată orașul? M-a surprins că a ieșuat negocierile acum, ținând cont că a lucrat împreună cu domnul Dulam acolo. Să este clar că linia Bucureștiului a fost alta, zic eu. Nu știm dacă linia... Ne-am mizat și pe faptul în aceste 6 zile de întârzierea Constituirii
Consiliul Județean și pe faptul că se va crea o presiune din rândul membrilor de partid, atât la PMP cât și pe ALDE, pe liderii acestor două... Vorbiți în teritoriu sau la București? Nu, vorbesc la nivel de județul Neamț. Da. La nivel, eu mă îndoiam la astea, doar vedeți că toată linia e ce se hotărăște la București. A fost acea incertitudine cu un EPR-ul care, iată, s-a clarificat, acum, deci nu o să facem... Au pierdut un loc pe care a venit domnul Cordoneanu, a câștigat tot PSD-ul, deci un EPR-ul a avut doar pe... Dar dacă îmi dați voie să mai fac o remarcă, cu toate aceste declarații înaintea ședinței de consiliu a Consiliului Județean, atât a domnilor de la PMP cât și a celor de la ALDE, cum că vor creona o majoritate în jurul celor de la PSD, după cum ați observat și dumneavoastră, și cred că acesta este principalul subiect, ar trebui să fie principalul subiect al emisiunii de astăzi, faptul că cei de la PSD nu au binevoit să respecte legea. Din contra, au zdruncinat cu adevărat acest fenomen numit democrație. În ce sens? În sensul că nu au binevoit să respecte legea. Lege care spune clar că votul la președinte, votul asupra funcției de președinte și asupra funcției de vicepreședinte la Consiliul Județean este un vot secret. Da, bine, asta ne referim la ședința de ieri, dar eu mă refer la ce s-a întâmplat până în cele două ședințe. Dumneavoastră n-ați comunicat, n-ați făcut conferință de presă, ne-ați trimis presiei un singur comunicat în care lapidar ne explicați că ați uzat de ceea ce ne spuneați acum de prevedere lege. Aici cred că domnul Iacob Grațian, ca și jurist, ar putea explica mai bine care e prevederea legală, pentru că și aici mi se pare, dacă legea ar fi fost mai fermă, mai categorică, aici nu s-ar fi ajuns. Aveți perfectă dreptate. Legea a lăsat o portiță, dar o portiță care nu este chiar clară. Haideți să ne gândim. Deci legea 215 prevede clar în articolul 101, votul cu privire la alegerea președintelui și vicepreședinților este un vot secret. Aici se extrapolează și se merge ce înseamnă vot secret. Domnii de la PSD, în interpretarea lor, nu vreau să spun mai mult, au considerat că vot secret înseamnă să intru în cabină și să ies așa cum am intrat. Deci cu foaia în mână. Deci gândiți-vă la o foaie A4. Da, în care avut o știre specială azi prin care am insistat și cameramanul nostru a insistat cu camera de luat vederi pe acele buletine cu care ieșeau și arătau. Da, atenție, lucrul acesta s-a întâmplat numai la președinte, pentru că am remarcat faptul că la cei doi vicepreședinți n-au mai procedat. Păi nu mai eram în sală, nu mai intrau măcar în cabina de vot. Nu mai eram în sală. Nu. Avem pe filmare, cum? Uitați-vă. Nu. La vicepreședinți, nu. Am fost acolo tot timpul. Noi nu mai eram în sală. Nu erați în sală. Păi pentru ce mai trebuiau să... Deci pur și simplu nu mai... Dar gândiți-vă un pic. Unde este secretul votului? Când eu ies cu această foaie, e adevărat, am intrat în cabină, ca și cum aș intra într-o cameră și ies și arăt la toată lumea. Unde este secretul votului? Bun, asta aveți dreptate aici, dar vreau să vă spun că nu este pentru prima dată când PSD-ul a procedat la fel, adică știm că a făcut asta pentru a controla politic. Păi tocmai asta vreau să vă spun. Pentru a controla votul, erau nesiguri că ai lor n-au negociat. Asta înseamnă vot secret. Vot secret înseamnă ca acel consilier județean, în cazul de față, care intră în cabina de vot, să poată vota fără a avea asupra sa o presiune vis-a-vis de modul în care votează, pentru ca ulterior să poată fi tras la răspundere sau să fie supus unor măsuri de represiune sau mai știu de ce natură. Tocmai acest lucru nu s-a respectat. Vă întreb dumneavoastră, dar la modul sincer, că ne cunoaștem de atâta vreme și... Ați mizat cumva și pe o trădare din interiorul lor? Nu, am mizat pe buna credință a unor persoane care, dacă nu erau puse sub presiune, ar fi votat altfel. Păi eu mă uit aici la ce avem pe lista asta, nu știu dacă e bună credință, nu știu dacă ar fost cineva care... Eu vă spun... Mă cer scuze. Cum vă explicați dumneavoastră că cei de la PSD nu au dorit să respecte legea, în sensul de a vota secret? Dacă erau atât de siguri pe voturile consilierilor. Păi tocmai eu spun... Doamna, ați fost în sală. Așa, am fost în sală și am urmărit cu mare atenție și azi am lucrat la... Pentru că de asemenea vă spun sincer și cu una pe inimă, dacă dânși ar fi respectat această procedură de vot secretă și în urma unui vot legal constituit secret, ar fi ieșit 21-14, am fi respectat acea majoritate, l-am fi respectat pe noul președinte al Consiliului Județean,
așa ne aflăm în situația de a-l considera un președinte ilegit. Bun. Nu v-ați iritat chiar din primul moment. Păi, eu am notat tot timpul, pas cu pas, ce s-a întâmplat acolo și... Până la începerea votului, ședința a fost o ședință normală, în termenii legali. Da? Până la alegerea președintelui. Da. Deci a fost bine, s-a observat o iritare în momentul în care reprezentanta noastră, doamna Monica Anton, a cerut, având precedentul de la Consiliul Local Piatra Neamț, a atras atenția să fie respectată legea atunci. Nu, numai, deci doi dintre oamenii dumneavoastră, respectiv doamna Monica Anton și candidatul dumneavoastră la... Domnul Florin Hopșa. Președinție, au atras atenția că dimineață se creează precedentul la Consiliul... Da. Ei, în momentul ăla s-a observat iritarea celor din tabăra PSD. Au început să vocifereze. S-a acumulat o tensiune în acel moment, dar în tabăra lor. Noi am spus, respectați legea. I-am cerut doamnei prefect să rămână în sală ca să fie un... Lucru pe care dumneavoastră l-a făcut, da. Cu mare plăcere, dar l-a făcut nevoie de nevoie. Deși până la urmă atitudinea dumneavoastră n-a fost clară pentru că a subliniat faptul că legea nu-i clară. În opinia dumneavoastră de specialist, cum ar fi trebuit să fie legea expresă pentru a se evita asemenea conflicte care n-au avut loc numai la Neamț? 215 prevede că votul este secret, dar nu prevede și o sancțiune pentru lucrul ăsta. Este adevărat, este o normă imperativă de care te poți lega, dar rămâne în interpretarea acelui complet de judecată. Deci nu ai o normă imperativă în sensul, domnule, nu votezi secret, se anulează. Deci nu ai așa ceva. Asta este o lacună a legiuitorului. Lucru pe care l-a subliniat de altfel doamna prefect Niculina Dobrilă, care este unul dintre cei mai buni specialiști în administrație publică locală. Am rezervat dreptul ăsta. Este opinia dumneavoastră aici. Nu e opinia mea. Eu vă spun ce se recunoaște la nivel de specialiști. Dar după prestația de la ședința de constituire a Consiliului Județean, vă mai păstați această opinie că este un foarte bun specialist? Nu mi s-a părut necunoscătoare a legii, ci nesigură. Mai degrabă nu nesigură. Așa, din dorința de a nu supăra pe nimeni, un soi de diplomație, așa, care nici în căruțe, să nu-i supăr nici pe unii, nici pe alții, un soi de neutralitate. Legea nu este facultativă, nu poate fi supusă sub semnul neutralității, unde e lege, nu-i tocmeală. Rolul dumneavoastră în cadrul acelei ședințe trebuia să fie de a... Mi s-a părut o chestie ciudată să vină doamna prefect să spună, știți, eu sunt un pic ocupat azi, când tocmai vă constituiți voi Consiliul Județean, în restul timpului liberă, azi am un pic de treabă. Rămasă fără subprefect, nu știu dacă nu cumva s-o fi numit azi guvernul, că era ședință, nu fi numit un alt... Nu știm era vorba de constituirea, dacă îmi permiteți, era vorba de constituirea Consiliului Județean principal. Fusese amânat, dar dacă a fost o poliță pe care vreau să vă plătească, că tot i-ați determinat ca să tot amâne, să vrea să dea vreo trei ordine. Da, vorbim de lucruri serioase, dacă chiar ne plătim poliție, așa, atunci înseamnă că județul ăsta o să ajungă... Nu, dar eu vreau să vă spun altceva în argumentarea poziției mele, că doamna prefect este unul dintre cei mai buni specialiști. Eu am băiatul, secretar general, nu știu cum se mai cheamă acum, director de serviciul de legalitate a actelor din prefectura Tulcea, care este coleg cu doamna și are numai cuvinte de la... S-au întâlnit, probabil că la multe, și are cuvinte ca specialist vorbind. Noi nu contestăm, dar fiecare are dreptul la o părere. Deci noi nu contestăm lucrul ăsta, dar fiecare este liber să aibă părerea lui. Bun, și revenind la subiectul dumneavoastră, până în momentul votului a fost o ședință normală. Da. În limitele... În momentul care au intrat primii de la PSD în cabina de vot și au ieșit, noi am atras atenția tot într-un mod normal să se respecte legea. Pur și simplu eram ignorați, dar erați de față și ați observat. Da. Deci noi spuneam... Foarte argumentată poziția doamnei Monica. Exact, Anton, exact. Paragraf din lege. Și am fost total ignorați. Atunci ce puteam să facem? Să asistăm cum practic nu este respectată legea și noi stăm pasivi? Și dacă îmi permiteți, tot în ziua de luni dimineață, la constituirea Consiliului Local
al municipiului Piatra Neamț. La fel, cei de la PSD au început, primele două persoane, să iasă din cabina de vot cu buletinul la vedere, arătându-l liderilor PSD. Domnul Teodorescu, membru în Comisia de Validare de la municipiul Piatra Neamț, le-a atras atenția. Reprezentantul dumneavoastră, da, reprezentantul PNR în Comisia de Validare a Consiliului Local din Piatra Neamț, le-a atras atenția, timp după care cei de la PSD s-au conformat și au votat secret. Au început să iasă cu bunta de vor, cu buletinul împăturit din cabina de vot, introducându-l în urnă, fără să mai arate celor de la PSD. Acolo au dat dovadă de spontaneitate, ca să le zicem așa, și au recurs la o altă metodă, în sensul că le-au dat celor de la ALDE pix, să voteze cu un pix verde. Deci cei trei consilieri de la municipiu. Da, dar asta nu e legal. Păi nu e legal, tocmai asta vreau să vă spun. Pix de aceeași culoare, spune legea. Exact, exact. Acolo a venit domnul Arsenie personal, le-a împărțit, le-a dat câte un pix cu culoare verde consilierilor de la ALDE și le-a spus, noi astăzi veți vota cu acest pix, ca să putem vedea rău dacă v-ați respectat promisiunea și ați votat așa cum v-am cerut noi. La Consiliul Județean, în schimb, după ce le-am atras atenția, nu au catadexii să ia act și să respecte legea. Domnul Arsenie a venit chiar indicându-i colegul nostru Florin Hopșa să tacă din gură, să stea jos pe un ton. Bine, acum și altercația care a avut loc între domnul Grațian și doamna Arcan a fost tocmai elegantă. V-ați gratulat reciproc? Da, eu pe această cale, dacă am jignit-o cumva, eu îmi cer scuze, dar eu n-am jignit-o cu absolut nimic. I-am spus doar să respecte legea. 1. 2. Cum vă exprimați opinia doamnei care a spus că respectă legea în condițiile în care stătea, ca să folosesc un termen așa, păzea urna? Deci comisia, e adevărat, făcea parte din Comisia de Validare. Și președinta comisiei, dar da, era doamna Anton acolo, din partea mea și mai era nu știu cine de la... În lege nu se prevede că Comisia de Validare trebuie să stea lângă urnă. Deci ce au făcut ei acolo a fost un alt abuz. Dar să știți că asta e practica la toate, o să vedeți acum din Consiliul Județean, la tot ce înseamnă vot nominal pe persoană la asta, așa se procedează, se păzește urna aia ca și cea mai... Să vă spun că în calitate de Consiliul Județean... Nu veți mai permite? Veți protesta când nu sunteți minoritari. În calitate de Consiliul Județean și de coordonator politic pe câteva comune limitrofe Romanului, am participat la ședințe de constituire a Consiliului Local. Vreau să vă spun că s-a respectat legea până la ultima literă. Da, și au fost instruiți acolo, a fost și rolul reprezentanților. Păi și așa cum am putut respecta legea la un consiliu local de comună, noi la Consiliul Județean, ce exemplu le dăm? Bun, dar nici n-au fost situații în acestea în care miza să fie atât de mare. De fapt, tot au fost mizi, proporțiile au fost, de ce nu? Viceprimar. Și, doamne, noi vorbim de respectarea legii. Lăsăm miza la o parte, că dacă trăim în România asta pe mize, nu vom ajunge nicăieri. Vorbim pe respectarea legii. Domnule, dacă legea spune votul este secret, hai să-l respectăm și cine câștigă, îi întinde mâna și îl felicităm. Dar pe vot secret. Dacă ești sigur și nu ai nicio problemă că cei la tine din partid nu te trădează, că aliații nu te trădează, puteam să stăm așa, ne uitam fiecare cum mergea fiecare și vota. Dar de ce tensiunea aia? De ce stați să vin să arăt votul? De ce? Controlul miza prea mare. Și încă o problemă, n-au fost tratate problemele cu aceeași unitate de măsuri. Au fost situații la consilii locale de comune, unde la fel s-a încercat o monitorizare a votului, dar la fel am tras un semnal de alarmă, iar reprezentantul prefectului, prezent la acele consilii locale, le-a atras atenția. Aveți voie să votați cu un singur pix, iar votul este secret. Spuneați de faptul că domnul Arsenie, eu cred în cuvântul dumneavoastră, că domnul Arsenie ar fi dus trei pixuri verzi. Aceasta să fi fost explicația faptului că doamna prefect a spus, domnule, dar ce vreți? Aveți urna sigilată, aveți cabină de vot, aveți pixuri de aceeași culoare și a subliniat faptul că e pixul de aceeași culoare? Dar nu aveam și vot secret.
degeaba le avem pe toate astea dacă votul nu este secret. Că așa puteam să stăm toți la masă și votam și duceam, și duceam hârtie. Bun, aș vrea să întrerupem un pic dezbaterea noastră aici și să vă întreb care este opinia dumneavoastră și cine credeți că se face vinovat de faptul că din acest mandat n-a mai fost respectată, că poate ar fi fost mai bine și nu s-ar fi ajuns la teatrul ăsta dacă rămânea ca președintele Consiliului Județean să fie ales prin votul direct al cetățenilor. Așa a fost ales de 21 de oameni. Așa prevăzut legiuitorul. Acum, păi cine? Care noi... legiuitorul? Care fost poziția PNL-ului? Haideți să ne gândim cine conduce, cine are majoritate în Parlament acum, da? Deci spuneți că PSD-ul. Păi PSD-ul, când PNL-ul este în opoziție. Apropo de majoritate, de acum nu prea o să o mai aibă, pentru că foarte mulți, cum a fost domnul Arsenie, vor părăsi Camera Deputaților și pierd majoritatea, dar probabil că nu îi mai interesează pentru... Mai au câteva luni, doamnă, până în toamnă nu prea mai interesează. Timpul în care nu se întâmplă nimic. Cum a votat, dacă aveți cunoștință, ar putea, ca să nu știți lucrul ăsta, cum a votat PNL-ul pe acest subiect al alegerii? Pe listă? Da, pe listă, alegerii indirecte a președintelui din rândul consilierilor. Mie mi se pare cea mai mare porcărie. Și mie la fel, aș putea să vă spun părerea mea personală, nu mi se pare o măsură bună, aș fi fost pentru votul la persoană. Da, uninominal. Uninominal, așa e și normal să fie, dar așa au hotărât. Acum, dacă ne întrebați cum a votat PNL-ul, din ce mi-aduc aminte și dacă nu mă înșeală memoria, noi am avut un amendament cu privire la votul prin corespondență, care ne-a fost acceptat și legat de lucrul ăsta n-aș putea să vă spun exact cum s-a votat. N-aș vrea să greșesc să vă spun și ca să rămânem tot în paranteza pe care am deschis-o referitor la acest lucru, dumneavoastră în calitate de consilier județean, nu știu dacă ați luat cunoștință de decizia guvernului ca în ședința de azi să aibă, nu știu ce s-a mai întâmplat până la urmă, dar când m-am uitat pe site-ul guvernului, exista un proiect de hotărâre propus de Dacian Cioloș guvernului, prin care aleșii locali să presteze gratuit în adunările generale ale acționarilor. Deci s-a dus măcar s-a spulberat că era o nenorocire și bătălia pentru Ciolana, gamania asta. Nu am cunoștință de acest lucru. Sunt tare curioasă, da? Mâine mă interesez să vedem ce s-a întâmplat. Știi, cu... ceva, nu știu. Deci eu m-am mai ales de o săptămână de când cu subprefectul studiez site-ul guvernului zilnic și astăzi printre numeroasele proiecte care trebuiau să treacă prin guvern a fost și aceasta ca aleșii locali să nu mai presteze gratuit în AGA. Deci este o lovitură dată, dar este bine, o să vedeți că e bine, pentru că nu o să mai fie o nebunie, cum a fost mandatul trecut. O luptă pentru accesul pentru aceste condiții. Agamanii erau într-o luptă continuă. Suntem reprezentanții acestui județ acolo și noi nu trebuie să mergem pentru bani, pentru acea diurnă, pentru acel... Deci noi mergem să facem ceva. Dacă stăm și mergem pentru Ciolan... Teoretic, așa spun tot. Dacă doamnă, o să vedeți o nouă abordare la noi și când zic noi, mă refer la PNL. Da, venim și am văzut, pentru că e o garnitură tânără, ca să vă citez. Sunt oameni care au făcut ceva în viață, sunt oameni care au studii, în toate domeniile, dacă o să vedeți, avem juriști, economiști, ingineri, absolut profesori, dacă uitați pe lista asta și văd din toate domeniile, da? N-aș vrea să comentez, că nu e unul la plus să comentăm. Mircea Ciudin a mai fost de aici consilier, restul exact. Niciunul. Exact. Și domnul Catrinei. Mircea Ciudin a fost consilier. Domnul Catrinei, dar nu în mandatul acesta. Domnul Catrinei, într-un alt mandat. Dacă permiteți, domnul Mircea Ciudin a fost consilier acum în mandatul acesta, ultimele 3 luni. Da. Știu asta, pentru că de asta v-am și spus, că aproape se epuizaseră listele. Iritarea noastră a venit că, sincer vă spun, în cazul meu personal, vedeam altfel. Deci nu mă așteptam să fie așa acolo. Și tocmai de asta am avut reacția nervoasă care am avut. N-ați văzut nici jumate de doamnă, ce poate fi. Eu am mers acolo pentru altceva. Eu am mers să reprezint interesele cetățenilor, nu să asist la încălcarea legii, că așa puteam să stau bine mersi acasă. De când ați intrat dumneavoastră în politică? Sunt foarte vechi din politică, în 2008.
Deci, dar nu am fost consilier local. Nu, n-ați fost consilier, dar ați urmărit scandalul continuu timp de patru ani în Consiliul Județean, ce a fost circul acesta. Scopul meu în politică este să aduc o altă abordare. Tocmai de asta am și dorit să intru în... Mă voi hotărâi unde voi rămâne, ori la Consiliul Local, ori la Consiliul Județean, dar să am un alt fel de abordare. Noi trebuie să construim ceva, doamnă. Dacă mergem și ne bălăcărim acolo, nu să, în ăștia patru ani nu o să facă nimic. Dacă veți rămâne în Consiliul Județean, după opinia mea, va câștiga Consiliul Județean un tânăr bătăios, pentru că la Roman nu prea o să aveți cu cine să vă bateți. Vă mulțumesc! Acolo, slavă Domnului! Vă mulțumesc! Acolo să fie... Și am văzut că faceți echipă până cu domnul Pelepco. Cu toți. Suntem o echipă unită, doamnă. Deci unită și venim cu un alt concept. Conceptul de a construi în acest județ. Conceptul de a face ceea ce n-au făcut ceilalți. Să arătăm oamenilor că ceea ce au promis unii, noi chiar facem. Am fost personal la mai multe ședințe acestea de constituire și v-am întâlnit în echipă. Domnul Pelepco cu doamna Catrie, domnul Pelepco împreună cu dumneavoastră, deci ați avut ca sarcină sau a fost dorința dumneavoastră de a continua activitatea din timpul campaniei? Da, puteți să o luați și așa, ca o continuare a activității din timpul campaniei. Vreau să vă spun însă altceva. Politica nemțea, eu l-ați întrebat pe colegul meu de când este în politică, azi din 2008, eu sunt de pe 2005. În PNL. Și numai în PNL, atenție, ca să aducem o precizare, pentru că recent cineva din presă susținea că ați fost la mai multe partide de politică. N-ați fost la mai multe. Eu de vreau să fiu corect. Eu m-am înscris în politică în PD. Deci vorbim de PD în anul 2008. Deci vreau să fim corecți. Deci nu, bun, dar nu... PD-ul, până la urmă, a avut traseul acesta de a intra în PNL. Ați fost în echipa domnului Leoreanu tot timpul, un om care a știut să țină echipa sudată, pentru că nu același lucru se întâmplă la Piatra Neamț. Că dacă s-ar fi întâmplat același lucru la Piatra Neamț, poate aveau și ei rezultate mai bune și nu s-ar ajungea la ce să... Mi se pare mai moale domnul Chitic. Vreau să fac referire la faptul că la vârful politicii nemțene au stat doar lideri politici care au fost mânați în această luptă doar de interese personale. A se vedea Gigi Ștefan, Dumnezeu să-l ierte. A se vedea Ursărescu. Regretatul Guriță Tărâță. Chiar și domnul Ursărescu, toți liderii după Goiana care s-au perindat la conducerea acestui județ, indiferent că au făcut parte de pe stânga sau de pe dreapta eșichelului politic. Vă spun sincer și cu toată responsabilitatea că este pentru prima dată când, odată cu venirea domnului deputat Mugur Cosmanciuc, persoană care este mânată în lupta aceasta politică doar de lucru de a face performanță în județul Neamț. Și am convingerea că județul Neamț are o șansă. Da. Aici vreau să mai fac o mărturisire personală. Eu v-am cunoscut pe dumneavoastră de foarte mult timp ca un lider al tineretului liberal, dar am avut tot timpul senzația că sunteți foarte apropiat lui Dorin Ursărescu. Marea mea uimire a fost că acum ați preferat să rămâneți în PNL și nu l-ați urmat atunci când cu ruptura aceea din trecerea lui la ALDE, scandalul de la județ pe care îl știm cu toți. Îmi place să cred că sunt un om corect și cu coloană vertebrală. Fiind membru al Partidului Național Liberal, președintele organizației de tineret filiala Roman, era absolut firesc și natural să am o relație foarte bună cu președintele de la seniori. Domnul Dorin Ursărescu, fiind președinte al organizației de seniori, era normal și mă bucur că am reușit să transmit această relație foarte bună de colaborare cu dumnealui, așa și era. În momentul în care dumnealui a ales să meargă pe alt drum, păcat, și apropo de asta, de propuneri legislative, a trecut astăzi încă de curtea, de data asta vorbim de decizia Curții Constituționale. Acum spuneți cum este cu... Deci aleșii, aici eu nu sunt lămurită, dacă nu aleșii locali sau și cei ca deputații? Nu, doar aleșii locali. Nu mai pot fi, chiar dacă sunt condamnați cu suspendare. Până acum erau doar dacă erau cu executare. Deci acum chiar dacă ai o hotărâre de suspendare. Și mi se pare că avem și câteva situații în județ.
de tipul acesta avem și în județul Neamț. Și atunci ce se întâmplă? Dar nu-i discriminare în momentul în care, iată, să luăm cazul domnului Dorin Ursărescu. Curtea Constituțională este suverană. E bine să nu comentăm deciziile Curții Constituționale. Este forul cel mai înalt în stat. Cum hotărăsc ei, noi trebuie să respectăm bun, legea. Bun, bine, că nu hotărăsc așa mai iurea, ci și a fost unanimitate. Exact, păi, tocmai de asta. Unanimitate. De asta, dar de ce nu este discriminare față de ceea ce se întâmplă cu deputații și... Putem să o considerăm o discriminare, dar dacă așa au hotărât ei... Nu e vorba de așa o hotărâtă, e vorba că pe aceasta a atacat-o președintele. Da, poate dacă o ataca și pe cealaltă, poate... Ce vă putem spune cu siguranță este că, cel puțin astea sunt semnalele primite de la liderii noștri, acele persoane care vor candida la alegerile din noiembrie parlamentare din partea Partidului Național Liberal vor trebui să respecte cu strictețe acele criterii de integritate. Și codul acela pe care îl aveți. Da. Și ca să-l completez pe colegul meu, nu cred că din aleșii locali actuali există pe unul în această situație. Nu, a fost chiar deci noi liberale, exact, am trimis numai oameni bine pregătiți și fără probleme penale. Și dacă tot vorbim de chestia asta, haideți să vorbim un pic de rezultatul alegerilor pe zona romană, că totuși noi suntem consilieri județeni, dar de aici. Aveți în față, dar de aici. Aveți acolo în față toate rezultatele. Am reușit să câștigăm 25 de primării în tot județul și din zona romanului, din ce știu eu, sper să nu mă înșel, 13. Din ce știu. Așa-i. Și am câștigat primării grele. Asta înseamnă echipa lui Leoreanu, care a muncit în zona Romanului. Toți, cu toții, doamnă. Da, v-am văzut și în timpul campaniei. Exact, noi am fost tot timpul o echipă unită, am încercat să arătăm oamenilor că venim cu un nou concept, să arătăm oamenilor și gândiți-vă că am câștigat primării grele, cum este Tămășeniu, cum este Cordonul, unde aproape că nu ne la Tămășeni, acolo nu mai aveați concurență din moment ce se afla primarul, deci primarul, fostul primar, n-a mai candidat, tocmai având o belea juridică și o condamnare. Bine, și atunci acum vă explicați că am câștigat și Trifeștiul, o altă comună cu vechi state. Și la Trifești ați avut o echipă bună acolo. Exact. Nu, dar nu asta este explicat. De exemplu, la Tămășeni, domnul primar Andrei, la care făcea referire dumneavoastră, într-adevăr, nu a mai candidat, în schimb l-a susținut intens pe candidatul PSD-ului, umblând cu dânsul prin comună și făcându-i campanie, încercând să convingă oamenii să-l voteze. Nu, eu cred că... Dar acolo e de mirare, pentru că domnul Lucaci a fost vice și a fost chiar mâna dreaptă și un om de mare bun simț acolo. Nu s-a regăsit niciodată domnul Lucaci în Partidul Social Democrat. Mereu a fost cu viziune de dreapta. Să știți că eu am conlucrat foarte mult cu domnul Lucaci pe multe probleme și pe asta era chiar un om așezat la locul lui. Exact. Cheia succesului în aceste comune din jurul Romanului și nu numai unde am câștigat primările a fost modul în care am ales să facem campanie. Am ales să facem o campanie transparentă, din poartă în poartă, door-to-door, cum o numim, stând de vorbă cu cetățenii, mai ales datorită faptului că conform noi legea a finanțării partidelor politice, n-am mai avut permisiunea să afișăm acele bannere, mergi și mai departe, în care să ne promovăm candidații și am ales în contrapartidă să facem, să desfășurăm o campanie door-to-door, față-înfață cu alegătorul, cu cetățeanul. Se vede că acest tip de campanie a dat roade. În zona Romanului trebuie să recunoaștem și să-i mulțumim totodată și domnului primar Leoreanu, care prin puterea exemplului de la Roman, Romanul, dar vreau să spun că prin puterea exemplului de la Roman a reușit să exporte acest model de administrație locală și în celelalte... Bine, dar și coordonat, din câte mi-am Păi dumneavoastră este secretarul general al administrației. Știu. Este un maestru al administrației și mulți este foarte diplomat, repet, exact. Foarte, și mulți din noi primari o să aibă ce să învețe de la el. Mă refer la administrație. Și însăși prezența acestor comune în acea asociație Roman Metropolitan este benefică pentru toate administrațiile republice locale. Acolo pot face foarte multe lucruri bune în condițiile în care, iată, galurile încă n-au început. Așa este și pe lângă aceasta avem foarte multe localități unde avem primar la primul mandat. Păi aveți aici în față, îmi puteți spune care sunt primarii la primul mandat? Păi nu vreau să vi le spunem, le știm prin de rost. Da. Păi vi le încep eu acum. Văleniu, că au fost de care am răspuns eu. Trifești,
Horia. Horia. Horia a fost cu scandal acolo. Horia, Tămășeni, Horia Cordun. Ca și la Cordun. Ca și la Cordun acolo a fost cu cu scandal, dar asta probabil din cauza foștilor primari, nu? Dar da. De ce spuneți cu scandal? La, eu am fost coordonatorul politic al comunii Horia, aș spune că s-a... Și v-am văzut și la Cordun, nu? Și Cordunul ați avut. Nu, nu, doamna Catrine a fost acolo. Că v-am văzut prezent la adunarea de constituție. Și Boghicea are un nou primar. Sper să nu fi uitat niciuna. Da, Ghereștiu, iar... Ideea este că toți acești primari din comunele limitrofii române au primit promisiunea din partea domnului Leoreanu că va face atâtea întâlniri, training-uri, cum vreți să le numiți, cu dânsii, pentru a-i iniția în această meserie, că practic a început să fie o meserie aceea de primar. Aș vrea să revenim un pic la Roman. Credeți că rezultatul acesta diametral opus, avem acolo 17.000 și nu știu câte voturi față de 3.500 și ceva, da, uitați-vă, domnul Leoreanu are 17.576, așa 76% față de domnul Oprea, care are câte, ne spune aici, 3536, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15. Care e cauza? Proiectul acesta, inepția aceea de proiect, PSD dă puterea sau echipa de oameni? Nu, oamenii au votat persoana, primarul Leoreanu, gospodarul, managerul Leoreanu și echipa lui. Și echipa lui. Plus, eu aș mai adăuga aici, după părerea mea de observator a ceea ce se întâmplă, modul în care adversarii săi politici au făcut scandal împroșcat cu invective de tot soiul cu asta, a determinat populația să vadă că e ceva... Nu, doamnă, trebuie să fim corecți și să spunem, Romanul este un oraș frumos. Romanul este... Și vă dau exemplul meu, dar am mai spus-o asta, dar mă repet. Când eram student, mi-era un pic rușine așa să spun că sunt din Roman, că toți când le spuneam de unde ești din Roman, unde acolo, unde sunt țigani, unde e parcul ăla neîngrijit și acum vă spun sincer, o spun cu mândrie, de unde ești din Roman. Și toți îmi spun, acolo unde aveți voi microhidrocentrala aia, parcul ăla frumos, strandul ăla. Deci, da, la parcul frumos, să fim cinstiți, l-a luat aproape gata, domnule Leoreanu, numai l-a finisat, l-a terminat. Nu, deci eu, sincer, pentru mine e o mândrie că sunt romașcan, da, acum. Este deci, într-adevăr deosebit de frumos. Este și... Nu, a devenit o perla Moldovii, trebuie să o recunoaștem. Și pentru asta au votat oamenii. Eu mai degrabă aș spune strandul, și acolo s-au făcut minuni. Exact. Proiectele continuă. Bani puțini, atenție. Exact, exact. Da, hai să vorbim biblioteca, dar ce să mai spunem? Sunt N cazuri care le putem enumera de locuri care s-au schimbat în Roman. Și asta este... lucrarea domnului Leoreanu. Pentru asta au votat cei 76%. Nu pentru scandalul, că au fost, că nu. Nu, domnule, la alegerile locale se votează proiectele. Și proiectele pe Roma s-au văzut. Bun, dar vreau să vă zic că nici când n-a avut majoritate, și asta s-a întâmplat atunci, pe vremea domnului Sărescu, dacă îmi dați voi, îmi cer scuze că intervin să fac o scurtă paranteză, cu tot acest background al domnului Leoreanu, în sensul cu toate aceste realizări, chiar și domnul primar Leoreanu a ales să desfășoare acest tip de campanie door-to-door, să spunem așa, întâlniri față-înfață cu cetățenii. Dar el a desfășoară asta de 8 ani acum intră pentru al 9-lea. N-a încetat nicio zi campanie electorală. Asta vreau să subliniez. În permanență are întâlniri cu cetățenii, de unde și ea conferințele acestora. De presă, prezențe în emisiuni, exact. Ușa este deschisă pentru oricare romașcan. Este mereu alături de romașcan, aproape de romașcan și le ascultă toate păsurile. Și nu este omul care să-ți spună un lucru și să nu ține de exact, cuvânt. Exact, ați punctat foarte bine. Deci, în moment este un om care atunci când spune ceva, îl și face. Dacă nu poate, îți spune. Este irealizabil. Și înțelegi. Nu, și nu are soi acela de căpățânare. Deci, poți avea, vă spun din experiență proprie, poți avea cu el un diferent astăzi, dar dacă te duci cu argumente și îl convingi că tu ai dreptate, știe să spună da, tu ai dreptate, hai să vedem atunci cum trebuie făcut. Și a făcut o echipă... Este o mare calitate exact. Asta. Nu știu dacă o să se întâmple la fel la județ, că... Nu, eu asta vreau să vă spun că au făcut o echipă foarte bună cu domnul președinte Cosmanciuc. Deci au...
domnul președinte Cosmanciuc și cu domnul Leoreanu sunt, parcă știți, ca să extrapolez un pic, parcă se cunosc de o viață. Deci sunt atât de apropiați și comunică pe aceeași linie, de nici n-ai zice că fac parte din același partid de un an de zile. Deci legătura asta s-a sudat foarte bine, ceea ce este un câștig atât pentru Neamț, cât și pentru PNL Neamț. Da, aici vă dau dreptate. Haideți să ne întoarcem la Consiliul Județean, că de fapt discuția noastră de aici pornea. Cum vedeți dumneavoastră că veți conlucra aici? Nu știu dacă... Eu am spus că m-aș bucura dacă domnul Grațian ar rămâne la județ, pentru că acolo chiar e nevoie de un romașcan care să ia atitudini, pentru că la Roman nu va avea. Având majoritate aici, ai liniște tot timpul. Deci ce ține de Consiliul Județean, vom încerca, cum vă spuneam și în debutul emisiunii, să uzăm de toate căile legale pentru a se respecta legea. În acest sens, așteptăm să vedem dacă doamna secretară Consiliului Județean Neamț și doamna prefect vor contrasemna de legalitate procesul verbal de constituire a denumit de alegere a președintelui pentru a îl putea contesta. Ne rezervăm dreptul ca prin juriștii partidului, inclusiv colegul meu, domnul avocat Grațian Iacob, să formulăm plângeri penale atât împotriva prefectului județului Neamț, cât și împotriva secretarului Consiliului Județean pentru neglijență în serviciu, chiar și abuz, dar vă va da abuzul lui discriminat, acum nu mai știu ce s-a întâmplat. Nu. Abuzul în serviciu este. A rămas în continuare, da? Și este abuz mai mult în serviciu decât neglijență. Neglijența este atunci când... Era o sintagmă care s-a rugat. Neglijența este atunci când săvârșești din culpă. În cazul de față nu a fost nicio culpă, că noi am atras atenția, deci am fost precauți și am atras atenția să vegheze asupra legalității votului, ceea ce nu s-a întâmplat. Deci vorbim de abuz în serviciu. Și atunci, dumneavoastră, ca și specialist, ce șanse dați demersului dumneavoastră de... Pentru că știți, ca să... Care mi-e teamă de un NUP? Doamna, noi ne facem datoria de a introduce, dacă o vom introduce, că, așa cum spunea și colegul meu, ne rezervăm dreptul, dar nu suntem 100% siguri că o vom face. Ne vom rezerva dreptul. Mai sperați că doamna prefect... Da, să fim sinceri cu dumneavoastră, da, mai sperăm că nu o să semneze. Acum totul va fi în pixul. V-am răspuns din inimă și sincer. Noi încă mai sperăm că în ceasul al 12-lea va realiza ce s-a întâmplat și nu va semna. Ca să nu se ajungă... Și presupunând că doamna semnează, ce șanse dați dumneavoastră ca și specialist? Că știți cum... Păi sunt întâlnite toate condițiile infracțiunii de abuz în serviciu. De acum nu mai ține de noi. Noi ne facem datoria, o să introducem plângerea, va ține de instanță. Bun. Să zicem că introduceți plângerea, mergem tot pe ipoteze din acestea. Cu cât credeți că se lungește acest conflict? Noi vă putem spune doar că după, în momentul în care vom epuiza toate căile legale de a ne câștiga dreptatea, vom... Veți reveni în Consiliul Județean. Bineînțeles. Și cu pe această cheală chiar aș vrea să transmit tuturor cetățenilor județului Neamț care au votat cu noi și care și-au pus speranțele în a-i reprezenta la nivel de Consiliul Județean, că o vom face la cel mai înalt nivel și vom... Da, dar nu vă este teamă că veți fi acuzați că tergiversați din nou, că este iar o nouă manevră dumneavoastră de a trage de timp de cetățeni? Păi cetățenii care ne-au trimis acolo bănuiesc că sunt în asentimentul nostru, adică și dânsii și-ar dori să putem forma o majoritate. Cetățenii care v-au votat, ai dumneavoastră, electoratul dumneavoastră, dar ce v-a zice restul județului, pentru că nemțenii sunt sătui de scandalul de, care eu a fost. Eu vă fac o paralelă, dacă o persoană fură și noi, eu atrag atenția, domnule, uitați, fură, și ceilalți spune, lăsați-mi, domnule, că avem alte treburi. E ok. Așa se întâmplă. V-am făcut un paralel. Așa se întâmplă. Și noi am cerut respectarea legii, nu s-a întâmplat și o vom cere în continuare. Cum să fim? Fără să știu ce intenționat dumneavoastră să faceți, mă pregăteam să vă întreb cât credeți că va mai dura această tergiversare. Sperăm cât mai puțin. Tare mi-e teamă că să ne ducem undeva, ne apropiem de celelalte alegeri. În mod normal, aceste speții ar trebui tratate cu celeritate și să fie... Deci, în condițiile în care dumneavoastră introduceți
această plângere penală înseamnă că nici nu vă mai prezentați la ședințele, că i-a anunțat... Nu a zis nimeni așa ceva, deci nu. Introducerea plângerii este una, noi ne vom prezenta la ședințe, dar nu-l vom recunoaște pe domnul președinte Arsenie ca niciodată ca un președinte legitim. Nu votați sau ce se întâmplă? Că vor începe să zicem noi și eu am zis că undeva prin octombrie așa ar trebui să se liniștească. Uite, mai sunt de înlocuit, mai trebuie să-și mai dea, să mai denunțe la mandat. Consiliul este legal constituit. Consiliul poate să funcționeze. Este constituit. Noi avem o problemă cu alegerea domnului președinte și a celor doi vicepreședinți. În rest, Consiliul este legal constituit. Noi nu... Se mai vehicula o idee prin sală să spună cei de la PSD ne întrebau ce tot atâta insistați pe secretizarea votului, că voi în 2012, cei de la PDL, la fel făceați și voi. Vă puneați consilierii PDL județeni să voteze cu pixuri colorate. Aș vrea să-i răspund acelui consilier județean care a ridicat această problemă, că abordarea dumneavoastră nu este corectă. Nu trebuie să ne raportăm la ce a fost rău în trecut. Nu, dacă 25 de ani s-a furat în țara asta, haideți să mai furăm încă 50? Nu. Haideți să ne oprim, am văzut că e rău, să începem să facem bine. Exista discuția asta în sala de ședințe a Consiliului Județean? Nu, am văzut că nu v-ați ridicat nici mapele sau v-ați plecat, ați avut mapele care v-au fost înmânate, care mai aveți mapele, acolo aveam jurământul. Comisii, da? Nu, dar nu, aveam doar jurământul și certificatul de consilier și le-am ridicat, cum nu le-am ridicat. Da, da, domnul Arsenie spunea, a tras atenția la sfârșit, că fiecare are mapa respectivă și propuneri pentru componența celor 5 comisii. Poate au fost distribuite după ce am plecat noi, după cât am fost noi acolo, atât am primit doar certificatul de consilier și jurământul. Toate de, înseamnă că nu aveți nici acele mape, înseamnă că la prima strigare nu veți putea nici măcar opta pentru comisii. Noi am deja, la nivel de PNL, ne-am creionat, ne-am exprimat intențiile fiecare consilier în funcție de categoria socioprofesională din care provenim, în ce comisii să intrăm și să activăm. Ideea este următoarea, doamnă. Eu, ca și alături de colegul meu, ca și reprezentanți ai zonei Romanului, că nu putem să spunem că reprezentăm doar Romanul, vom face tot posibilul să fie respectată legea și acest consiliu să fie un altfel de consiliu, un consiliu condus legitim, un consiliu ales de oameni și nu impus, pentru că ceea ce s-a întâmplat era să de față, când ni se spunea stați jos, stați jos. Dom'le, pentru ce au murit oameni în 89, da? Ca să vorbim liber. Dacă și în 2016 mi se spune stai jos, nu vorbi, păi atunci înseamnă că au trecut anii ăștia de ce? Ar vrea un pic să discutăm despre candidatul pe care l-ați propus dumneavoastră, Florin Adrian Hopșa. Am auzit printre jurnaliști acolo că a făcut parte din guvernul Tăriceanu. Ce îmi puteți spune despre el? Am să vă spun câteva cuvinte despre el, deoarece am fost oarecum vecini, să spunem așa, pe aceeași stradă. El este romașcan de-a nostru? Este romașcan de-a nostru. A copilărit, s-a născut, a fost educat în Roma, pe strada Libertății, aici, a spatele Casei de Cultură. Așa, este inginer mecanic, dacă nu mă înșel, a fost inspector șef la ISCTR, regional, având în subordine 7 județe, controlul. Inspecția tehnică de control rutier. Cei care vedeți în trafic, care controlează. Într-adevăr, pe guvernarea Tăriceanu. Acum desfășoară doar activitate la partid. Secretarul coordonator al PNL Neamț. Așa, și cum l-ați propus pe dumneavoastră? Într-adevăr, are un CV? Păi, așa cum vă spuneam, este singura persoană din partidul nostru care și-a dedicat întreaga activitate, să spunem așa, în interesul partidului. Toți ceilalți ne-am avut un job în perioada asta. El, zi de zi, de dimineață până seara, a stat la sediul partidului 1 la mână 2. Este un tânăr de succes și cred că Neamțul, a venit vremea ca Neamțul să aibă o nouă gardă, cu ghilimele de rigoare, o nouă generație care să impună un alt tip de politică. Și tocmai asta
a fost și scopul să venim cu un alt concept. Concret, ce ar fi adus el, că acolo odată a ajuns președintele în funcție, activitatea asta politică cam încetează și se duce spre creionare de proiecte, spre asta. Ce ar fi adus în plus față de domnul Arsenie? Ideea este că dânsul nu face parte din niciun grup de interese. Asta sugerați că domnul Arsenie face parte? Păi da, asta o sugerăm noi. Și ar fi implementat conceptul de neamț 2020, care dacă l-ați citit ca așa, l-am fi impus alături de el în practică. Așa, din opoziție, cum au dorit domnii să fim, o să vedem ce realizări o să aibă. Veți vota, vor fi în permanență 14 voturi împotrivă. Da, dar nu uitați că sunt proiecte care vor putea trece cu două trei. Dar ei au două trei. Nu au. Dar care 24, am zis la două trei, au doar 21. 21, da. Și care ar fi proiecte de ce gen? Tot ce țin de patrimoniu. Și? Vor fi, nu? Păi. Asta înseamnă că ne așteptăm la... înseamnă că la 4 ani din nou, cam cum au fost ceilalți, dacă nu cumva și mai și. Noi sperăm să le dea Dumnezeu gândul cel bun, să ajungă să respecte legea și atunci vom fi niște parteneri în cadrul Consiliului Județean și nici de cum niște... Noi nu am mers acolo să ne certăm sau să ne luptăm. Noi am mers să implementăm proiecte și dacă ei vin alături de noi cu un proiect bun, noi îl vom vota tot timpul, nu contează cine îl aduce. Deci scopul nostru nu este de a ne certa cu cei de la PSD. Respectiv PMP. Cum v-am spus și la începutul emisiunii, noi nu am dorit chiar și la prima ședință, decât să se respecte legea. Dacă ați votat secret și ieșa 21 la 14, le ridicam, le strângeam mâna, le oram succes și așteptam prima ședință. Da. Ce comisie veți alege personal? Juridică. Juridică. Eu voi opta pentru Comisia de Urbanism și Mediu. Două comisii importante. Acum să rămână să-și încăpeți, că aici va fi aceeași problemă. Am încercat. Voi opta. Acum rămâne de văzut dacă... Știți cum s-a văzut și la Comisia de Validare? Tendința asta, legea spune să respecti algoritmul politic. Noi suntem 14 consilieri, PMP-ul și al de-a 1. Și din 5, exact. Ca să vedeți, de aici am plecat. Noi am avut două propuneri, a fost doar una. Deci de aici plecăm. Noi chiar ne dorim să facem ceva pentru județul ăsta și să, nu știu, să vă spun, echipa de la Roman, cei 3, 4, 5 cât vom fi, chiar avem proiecte care vrem să le punem în practică, dar trebuie să fim și lăsați. Trebuie să nu se bage cu pumnul în gură, așa cum ni s-a băgat acum, stai jos și nu vorbi. Eu nu credeam că se poate întâmpla așa ceva. Dacă ar fi fost reprezentantul PSD-ului aici, v-aș fi întrebat marea noastră durere, o cunoașteți care e la Roman, aparatul de radiologie de la spital. Ce șanse credeți că mai are proiectul acesta să primească a doua finanțare? Era prins în programul nostru Neamț 2020, dar acum întrebarea asta cred că ar trebui să o adresați reprezentantul PSD-ului. Din punctul nostru de vedere, noi vom vota tot timpul. L-am întrebat pe domnul Manoliu. Domnul Manoliu ne-a dat garanția că va face obiectul discuției și că și Consiliul actual va vota asta, însă eu am îndoieli. Pe un asemenea proiect, cei de la PSD vor avea noi niște parteneri. Exact. Tot ce va fi în interesul cetățenilor și nu în interesul lor personal. Dacă îl va promova cineva, că mi-e teamă că nu va mai promova nimeni. Noi ne luăm angajamentul aici, noi doi, că îl vom promova. Fața dumneavoastră și și a romașcanilor. Privitorul postmasă că vom promova acest proiect. Cu asta îl pierdem. Puteți să puneți că știți cum e, breaking news. Noi ne asumăm acum și ne luăm angajamentul că îl vom promova. O să vedem și la vot. Știți de ce? Sunt doielile mele foarte mari, pentru că știți că în campania electorală a circulat vonul potrivit căreia domnul Arsenie ar fi afirmat în presă că atât timp cât va fi dumnealui președinte, niciun ban de la Consiliul Județean nu va pleca, deși asta mi se pare absurd, că e imposibil. Nu va pleca către comunitățile care au primari liberali. Asta spune Romanul totul despre domnul președinte ilegitim Arsenie. Spune totul. Deci dacă a afirmat ceea ce... Nu, a mai afirmat altceva. Nu voi da niciun ban la Roman și Piatra.
Nu, și la primărie. Și la, știam doar de Roman și Piatra. Adăugat, adăugat către colegul de la News Alert. Asta spune tot. Gabia Petrei a dat această declarație. Adică News Alert a consemnat această știre. Deci, continuăm vechea politică. Oamenii noștri vor primi, ceilalți să stea la ușă. Credeți că e corect? Bun. Gândiți-vă că mai aveți o castană fierbinte acolo. Dacă tot discutăm de proiecte concrete, este ambulanța SMURD da. Tim. Vreau să vă spun că azi am avut o știre potrivit căreia lucrurile s-au complicat extraordinar de mult prin faptul că au mai găsit o chichiță birocratică. Trebuie aprobarea Consiliului Județean de finanțarea unor posturi suplimentare de asistenți medicali care să poată duce la politica PNL-ului și în special vorbim aici persoana politica PNL-ului Neamț este politica pe sănătate, cultură și tot ce ține de social. Deci tot ce va ține de sănătate, învățământ, noi vom aproba. Indiferent cine va veni cu proiectul, noi vom fi. Bine, nu-i vorba numai de aprobare. Mie mi-e teamă că nu vor fi promovate aceste proiecte și atunci va trebui că și dumneavoastră aveți dreptul la inițiativă legislativă. Consilierii, partidul național, cei 14 consilieri, toate proiectele care vor face parte din cei 3 piloni pe care am promovat și prin proiectul Neamț 2020 în speță, sănătate, educație și cultură vor fi promovate intens de cei 14 consilieri județeni. Am spus-o pe tot parcursul campaniei electorale. Că un om sănătos, educat și cult se poate descurca în orice condiții. De aceea, acești 3 piloni îi vom promova în orice... Bun, promova asta înseamnă că veți iniția exact, dacă siguranță. Nu inițiază ceilalți. Exact, da. Exact. Noi vom iniția toate proiectele din Neamț 2020, dar va fi, nu ține de noi dacă nu avem majoritate, dar le vom iniția. Și atunci, dumneavoastră, presa, veți observa. Vă spun că eu o să fiu dintre cei care vă pistonează cel puțin pe cele două proiecte, pentru care am făcut lobby continuu. Pentru unul ne-am asumat acum aici, Andrei, da? Deci, sperăm și pentru al doilea, că e la fel de important și ambulanță. Deci cele două astea. Spațiul emisiunii s-a epuizat. Mesajul final, dacă l-aveți. Vă mulțumim încă o dată pentru invitație. Dragi romașcani, dragi nemțeni, vom fi alături de dumneavoastră. Vom iniția toate proiectele pentru bunul mers al acestui județ și dacă bunul Dumnezeu ne va ajuta și vom reuși să schimbăm ceva în Consiliul Județean, Neamțul peste 4 ani va arăta cu totul altfel. Vă mulțumesc! Am să mulțumesc și încă o dată nemțenilor care ne-au acordat votul în data de 5 iunie și vom asigura că nu-i vom dezamăgi de la nivelul Consiliului Județean. Stimați telespectatori, mulțumesc celor doi tineri interlocutori, extrem de avizați în ceea ce privește problemele instituției în care au fost trimiși să-i reprezinte pe nemțeni, respectiv Consiliul Județean și mai aștept aici în emisiune pentru că vom avea și altă dată chestiuni de dezbătut și ținând cont de faptul că sunt așa de puțini romașcani în Consiliul Județean, vor fi destul de des prezenți în această emisiune dacă vor răspunde de fiecare dată invitației mele. Vă mulțumesc, o zi bună!